cortul lui David în paralel cu cortul lui Moise. La cortul lui Moise se aduceau jertfe. La cortul lui David se cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Ne-am întrebat care a fost filozofia lui David care l-a dus să facă lucrul acesta. Să facă un cort, la care, 24 de ore din 24, un cor mare și o orchestră mare să cânte laude lui Dumnezeu. Ce urmărea David? Care era ideea de bază? Ideea de bază era că David dorea ca oamenii răi să înceteze să mai fie răi și să devină buni. Și ideea de bază era că dacă oamenii l-ar cunoaște pe Dumnezeu ca bunătate, ca frumusețe a bunătății, și dacă l-ar cunoaște așa fel încât să fie fermecați de frumusețea lui și de bunătatea lui, oamenii s-ar întoarce de la răutate la bunătate, s-ar deschide acestui Dumnezeu bun. S-ar lăsa uh, infectați de acest Dumnezeu bun, uh, s-ar lăsa transformați din oameni răi în oameni buni. Cortul lui David, deci, avea această, uh, acest cel de bază. Prin laude, prin cântări de laudă, să-l prezinte pe Dumnezeu ca bunătate. Cu Ideea că, dacă omul l-ar cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, l-ar dori pe Dumnezeu, ar veni sub autoritatea lui Dumnezeu și ar accepta să se schimbe după chipul lui Dumnezeu. Deci, filozofia de bază era aceasta. Mai adăugăm aici că, la cortul lui David, chivotul care la cortul lui Moise fusese ascuns în Sfânta Sfintelor, la cortul lui David, chivotul e așezat în centru cortului, ca toți oamenii să aibă acces la Dumnezeu. Și la cortul lui David aveau acces toate națiunile. Lucru nemai auzit. David avea această viziune că Dumnezeu e Dumnezeul întregului pământ că toate națiunile sunt ale lui Dumnezeu și că toate națiunile ar trebui să vină în împărăția lui Dumnezeu. Și David e primul care lansează conceptul acesta de împărăția lui Dumnezeu care trebuie să cuprindă toate națiunile. Deci acestea sunt lucrurile unice la uh, cortul lui David. Acum, după ce am pătruns în filozofia cortului lui David, după ce am înțeles ideile de bază, venim la întrebarea absolut cheie, întrebarea cea mai practică. Dacă Dumnezeu e bun și dacă omul îl vede pe Dumnezeu ca bun, și dacă țelul e ca și omul să se facă bun, ca Dumnezeu, cum, practic, cum se face omul bun și mai ales, ce înseamnă să fii om bun? Pentru că nu toți oamenii știu ce înseamnă să fii om bun. Vă garantez eu că dacă v-ați duce pe stradă și ați lua interviuri la oameni, le spuneți, domnule, descriem Ceea ce e un om bun. Cum ar fi omul acela, în felul lui de a fi, în felul cum își tratează soția, copiii, colegii. Ce înseamnă om bun și cum se poartă un om bun. Cum se manifestă bunătatea unui om bun. Acestea sunt subiectele care contează cel mai mult. Și atunci mergem să analizăm subiectul acesta. Bunătatea omului în lumina bunătății lui Dumnezeu. În psalmul 26, David spune, fă dreptate, Doamne, căci umblu nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc rărunchi și inima. Căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei, asta înseamnă bunătatea mea e tot timpul modelul meu și umblu în adevărul tău. Două trăsături fundamentale ale lui Dumnezeu le-am analizat pe larg. Bunătatea lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu. Aici, David spune: Ceea ce am descoperit în tine, vreau să fie și în mine. Bunătatea ta a devenit modelul meu. Și eu umblu în adevărul tău. În tot ce am înțeles despre tine, în aceea umblu, aceea practic, aceea devine felul meu de a fi. Psalmul 37. Este cel mai important psalm cu privire la felul de oameni care ne vrea Dumnezeu. Sau ce înseamnă oameni buni? Psalmul 37 ne dă răspunsul pe larg la această întrebare. Ce înseamnă să fii om bun? Și acțiunea fundamentală sau principiu fundamental. încrede în Domnul și fă bunătate. Nu e cea mai frumoasă expresie românește. Corinescu ce fă bine, dar asta mi se pare prea slab. Fă bunătate, fă acte de bunătate. Trăiește în bunătate, locuiește în țară și umblă în adevăr. Trei lucruri, unul credit în Domnul și vom vedea cât de important e lucrul acesta, să te încrezi în Domnul, să te încrezi în Domnul, să te apuci să practici tu bunătatea care ai văzut-o în Domnul și să practici adevărurile pe care le-ai înțeles despre Dumnezeu. Să te încrezi în El și să-L Bunătate și adevăr. Imită-L, copiază-L, l de model. Acesta este uh, fundamentul pe care vom clădi... Tot restul. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Am auzit o interpretare uh, amuzantă a acestui text. Venea de la un băiat de vreo 17-18 ani care a citit acest uh, Text și-a zis unui prieten al lui, măi, tare mi-aș dori să am o motocicletă. Asta e dorința inimii mele. Și auzi, dacă reușesc cumva să-mi fac din Domnul desfătarea mea, atunci el îmi dă ce-mi dorește inima, adică el îmi dă motocicleta. Dar nu știu cum să-mi fac din el desfătarea. Că dacă îmi fac din el desfătarea, sigur, el trebuie să-mi dea -mi motocicleta. E o interpretare la suprafață logică, dar sunt două lucruri acolo. Primul, ce înseamnă cu adevărat ca Domnul să-ți fie desfătarea și al doilea, cum îți va da El tot ce îți dorește inima. Domnul să-ți fie desfătarea. Să-l vezi cât e de minunat în bunătatea Lui. Și când îl vezi ce minunat e, așa cum am repetat de multe ori, să te îndrăgostești de El să-ți fie drag când îl admiri, când îl contempli, să ajung la adorație. Și toate astea formează desfătarea. Când îl ador, când cad în extaz în ce văd în Dumnezeu, el devine Plăcerea mea, El devine bucuria mea, El devine lumina mea, El devine fericirea mea. Și dintr-o dată mă uit la tot ce e în lumea asta și zic: toate astea nu mai au valoare. Atât de mult mă cucerește bunătatea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Măreția lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Toate astea mă satisfac. Și dintr-o dată inima mea numai pe acestea le dorește. Și atunci înțeleg textul altfel. Când reușești să-ți faci din Dumnezeu plăcerea ta, desfătarea ta, bucuria ta, constați că tot ce și-a dorit inima ta, ai găsit. Tot ce și-a dorit inima ta, ai găsit. Adică, fă din Dumnezeu desfătarea ta, urmărește tehnica asta pe care ți-a dat-o David, să ajungi ca într-adevăr, să te bucuri în Dumnezeu, să te desfeți în Dumnezeu, să te delectezi în Dumnezeu, să-l adori pe Dumnezeu. Și atunci inima ta zice, asta e tot ce mi-am dorit vreodată. Inima mea e sat satisfăcută. Dacă mai primesc ceva din viața asta sau nu primesc, nu mai contează mare lucru. Pentru că tot ce era mai adânc în mine, dorința după satisfacție, după împlinire, după bucurie, după fericire, toate astea le-am găsit când l-am găsit pe Dumnezeu. Așadar, vă dați seama cât de profund e textul acesta. Și cât de important e să-l înțelegem și apoi să începem să-l practicăm. Noi vom parcurge psalmul în continuare, dar vom vedea noi imediat cum. Deocamdată, alte câteva principii de trăire cu Dumnezeu. Încredințează soarta în mâna Domnului. Încredințe în El și El va lucra. Vei vedea ce lucruri va lucra Dumnezeu în viața ta și cu tine dacă îți încredințezi soarta în mâna Lui. Ce înseamnă aia? În primul rând, aceasta înseamnă ceea ce m-am rugat la începutul acestei ore. Recunosc că El e proprietarul meu. Recunosc că el are dreptul la viața mea. Recunosc că dorința mea cea mai mare e ca el să dispună de viața mea. Și eu să-i spun: Doamne, indiferent încotro vrei să mă duci, eu sunt al tău. Soarta mea, ceea ce înseamnă viitorul meu e în mâinile tale, pentru că eu mi-am pus toată viața în mâinile tale. Și asta cu totală încredere în tine. Observați că chiar de la început problema a fost încrederea. Încrede-te în Domnul. Și vom vedea că atunci când omul și-a pierdut încrederea în Dumnezeu, atunci s-a prăbușit atunci a pierdut totul. Încredințează soarta în mâna Domnului, încredite în El și El va lucra. Ce va lucra? El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nădăjduiește în El, adică puneți speranța în El, adică Clădește-ți toată viața pe încrederea în El. Faci din încrederea în Dumnezeu atitudinea fundamentală a ființei tale și a vieții tale. Cine își pune nădejdea în el, același clădește viața pe ce spune el. Și acum înțelegem mai mult la ce se referă David. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părățește iuțimea, nu te supăra, fiindcă supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți. V-am citat într-o altă oră, Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu, s convins că bun e Dumnezeu, dar totuși era gata să mă prăbușesc, era gata să-mi alunece piciorul, pentru că m-am uitat la soarta celor răi. Totdeauna le merge bine, sunt aroganți, sunt badjocoritori, nimeni nu poate să se atingă de ei, Fac ce le place, își fac case mari și încep să-și petreacă vacanțele pe coasta de azur și în alte locuri exotice și mă uit la ei. Eu mi-am curățat inima, eu mi-am spălat mâinile, eu. Am decis că nu intru în corupție, nu intru în murdărie în necinste neadevăr și am rămas sărac. Uite la ei cum prosperă, eu degeaba am rămas curat și nevinovat pentru că nu văd să se întâmple nimic, să mi se schimbe și mie soarta. În Psalmul 73 ni se dă și soluția. La un moment dat, spune psalmistul, m-am întrebat: Ce-i fericirea? Eu zic că le merge bine, dar ce-i binele? să te îngrași, să te bulbuce ochii de grăsime, să ai ce să mănânci și să ai celelalte distracții animalice, pentru că când gândeam așa eram, gândeam la nivelul de animal. Ce e adevărata fericire? Adevărata fericire e când mă cuplesc cu Dumnezeu, când intru în intimitate cu Dumnezeu când la dreapta lui, în intimitatea cu el, îmi găsesc bucuria, desfătarea, plăcerea, împlinirea, fericirea. acesta e binele suprem. Tot ceea ce găsesc în intimitatea cu Dumnezeu. Aici, în Psalmul 37, Psalmistul reia ideea și spune nu te, să nu te deranjeze faptul că cel rău izbucne, izbutește în împlinirea planurilor lui. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, fiindcă supărarea duce numai la rău. O lecție de igienă spirituală și de bună, de, de secret al sănătății. Invidia te ucide. Când te uiți la alții că le merge bine, în tine se instalează amărăciunea. Și amărăciunea asta e o travă. Amărăciunea asta se în nervi, în oase, în măduva oaselor, în mușchi, în stomac și toate se îmbolnăvesc. Nu te lăsa cuprins de supărare, de amărăciune, că la alții le merge mai bine decât ție. Ai răbdare. Dumnezeu are pentru toți un timp al lui. Și ai să vezi pe traseu că celor răi le scurtează calea. Tu ești făcut pentru veșnicie. Ei sunt pentru o vreme. Ei au ales să-și trăiască viața aici și acum, cu orice preț. Și indiferent ce fel de oameni devin. Ei au ales momentul în locul veșniciei. Tu ai ales viața durabilă, care e viața cu Dumnezeu. Și acum urmează câteva lucruri extraordinare în acest psalm. Care sunt lucrurile care durează? Sau care sunt lucrurile care îl fac pe om să dureze? Eu am pus întrebarea altfel. A cui este viitorul? Prezentul știm a cui e. A cui e viitorul? Și în tot restul psalmului. David răspunde la întrebarea aceasta: A cui este viitorul? Cei ce și spun speranța în Domnul vor stăpâni țara. V-am spus, speranța în Domnul înseamnă ați clădi totul pe ce ți-a spus Dumnezeu. Aceea e baza. Și David spune. Cei ce își spun speranța în Domnul, cei ce clădesc pe ce le spune Dumnezeu, aceia vor dura. A acelora e viitorul. 2. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Voi vă aduceți aminte că fericirea a treia din Matei 5 e ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul. În limba ebraică, cuvântul ereț înseamnă și țară și lume, pământ. Cei blânzi vor moșteni țara, cei blânzi vor moșteni pământul. Al treilea, Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți. Moștenirea lor ține pe vecie. Oamenii cinstiți, a lor este viitorul. A patrulea, cei binecuvântați de Domnul moștenesc țara. Fiindcă, spune David acolo, sunt generoși și darnici. Cei ce sunt generoși și darnici sunt binecuvântați de Domnul. Și cei binecuvântați de Domnul moștenesc țara. Viitorul acestei țări va sta în mâinile celor generoși și darnici. Garanția ți-o dă Dumnezeu. Cei drepți vor moșteni țara și omul făcător de pace are parte de moștenitori. Vă rog să vă uitați la ceva foarte important. Să vă aduceți aminte de fericirile Domnului Isus. Ferice de cei blâns că și ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânși și după dreptate, cinste, corectitudine că și ei vor fi satisfăcuți. Ferice de cei cu inima curată, ferice de făcătorii de pace. Nu le vedeți pe toate aici? Foarte important e să vedem cum Domnul Isus și-a cules învățăturile lui fundamentale, pentru că fericirile sunt învățături fundamentale ale Domnului Isus, le-a din psalmi. În special din psalmul 37. Dar sunt mulți care, alți care completează imaginea. Asta ne face să dorim și mai mult să pătrundem în esența învățăturilor lui David. Dacă Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și-a făcut din psalmii lui David o sursă de inspirație, o sursă din care și-a scos El materialul pentru învățăturile lui, înseamnă că așa trebuie să facem și noi. Și acum. Pornim în cel mai fascinant studiu care poate să existe pentru noi, practic. Cum să devenim oameni buni? Răspunsul îl primim dacă ne ducem totdeauna la originea lucrurilor. Cum a devenit omul rău? fost o vreme când omul a fost bun. Foarte bun, a zis Dumnezeu. Și în Geneza 3 s-a întâmplat ceva, și apoi în Geneza 6 cu 5 citim: răutatea omului era imens de mare pe pământ. Toate gândurile lui erau numai spre rău. Ceva s-a întâmplat în Geneza 3. Și a dus de la foarte bun la foarte rău. E important să știm pentru că soluția e să reparăm ceea ce a produs răutatea. Ne uităm unde a intrat boala și imediat știm care e remediu bolii. Asta e ideea. Satan i-a subminat încrederea în Dumnezeu, spunându-i că Dumnezeu vrea să-l țină în ignoranță. Auzi, Dumnezeu știe că dacă mănânci din fructul acela, ți se deschid ochii și devii ca Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să te țină în ignoranță. Dumnezeu nu-i bun cu tine. Dumnezeu nu are planuri bune cu tine. Eu îți vreau binele. Eu vreau să ajungi ca Dumnezeu. Primul lucru pe care l-a urmărit diavolul a fost să-l facă pe om să creadă că Dumnezeu nu-i bun. Să creadă că Dumnezeu nu-i vrea binele. Să-l facă pe om să nu-l mai creadă pe Dumnezeu și să nu se mai încreadă în Dumnezeu. Al doilea, satan i-a sugerat omului să se încreadă în sine însuși și să-și decidă cu propria lui minte ce este bine și ce este rău. Ce a spus Dumnezeu că ce bine și ce e rău nu e prerogativa ta. Aia înseamnă să nu mănânci din fructul cunoașterii binelui și a răului problema aceea lasă-mi o mie. Te învăț eu ce e bine și ce e rău. Cu mintea ta de acum, tu nu poți decide ce e bine și ce e rău. Nu mânca din fructul acesta. Acceptă să te încrezi în mine și acceptă să înveți de la mine ce e bine și ce e rău. Diavolul i-a spus, nu-i nevoie să spună el, păi tu ai o minte sănătoasă, tu ai o judecată bună, uite-te, fructul ăsta e atrăgător, fructul ăsta îți va deschide mintea, îndrăznește să faci ce înțelegi tu că e bine. Cu alte cuvinte, ia soarta în propriile mâini. Decide tu pentru tine însuți. Tu ești capabil. Tu ești cineva. Tu poți. Singur, nu ai nevoie de Dumnezeu. Astea sunt cele două ispite pe care deavolul i a sugerat omului și pe care omul le-a acceptat și astea două l-au schimbat din om foarte bun în om foarte rău. Cu numărul unu, subminarea în încrederea lui Dumnezeu, omul s-a golit de Dumnezeu. Nu mai trebuie. Nu știu ce planuri are cu mine, nu mai trebuie și cu doi s au umplut de sine însuși. S-a golit de Dumnezeu și s-a umplut de sine însuși. Cele două fenomene întâmplate în Eden, care au dus pe om de la foarte bun la foarte rău. Și să vedem după aceea în mod extraordinar de vizibil, că dacă reparăm aceste două, îl întoarcem pe om de la foarte rău la foarte bun. Cum să devenim oameni buni? Reparând cele două. Unu, să recâștigăm încrederea în Dumnezeu, să-l cunoaștem ca bunătate și ca binevoitor. Când îl vedem cât este de bun. Vedem ce intenții fantastice are cu noi. Îndrăznim să venim la El și dorim din nou să fim în unire cu El. Dacă așa e Dumnezeu, dacă e bun și e totdeauna bun, dacă e bine intenționat cu mine, dacă totdeauna îmi zâmbește, dacă -i totdeauna e amabil, cum să nu viu la El? Cum să nu mă dăruiesc lui? Deci, când îl cunosc pe Dumnezeu și sunt convins de bunătatea lui, atunci mă întorc înapoi la Dumnezeu și sub autoritatea lui Dumnezeu. Și cu asta ajungem la punctul 2. Să renunțăm să ne guvernăm singuri. Eu nu știu să împlinesc viața de unul singur. E o prostie să trăiesc de unul singur. Mai ales e o prostie să trăiesc fără Dumnezeu. Renunț să mai fiu plin de mine însumi și doresc să vină el înapoi pe postul de capitan, pe postul de coordonator al vieții mele mă golesc de mine ca să mă umple din nou Dumnezeu. Observați cum am formulat ca să vedem cum trebuie să refacem ceea ce s-a stricat în Eden. Ca să ajungem la astea, să le înțelegem și mai bine, folosesc acum o stratagemă. Parcă uit de ce am spus până acum, și mă duc la Domnul Isus, mă duc acum 2000 de ani să văd momentul acela când un tânăr i-a spus, Doamne, care e cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu? Bine gândești, te duci la tot ce e mai important. Ce e mai important în lumea asta? Porunca cea mai importantă pe care a dat o dată el e să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta. Deuteronom 6:5. Cum pot eu să-l iubesc așa? Când îl cunosc pe Dumnezeu ca bunătate, când îl ador, atunci îl iubesc. Eu v-am folosit expresia a te îndrăgosti de Dumnezeu și iar o folosesc. Când îl cunosc pe Dumnezeu, așa cum îl prezintă psalmii, în bunătatea lui, în frumusețea lui, în splendoarea lui, în măreția lui, în bunătatea lui, în dragostea lui, în bunăvoința lui, în, în iertarea lui. Vai, ce frumos e. Și un cuvânt care cred că eu l-am introdus în limba română. Dumnezeu e iubibil. În limba engleză e lovable. Lovable e iubibil. Dumnezeu e o ființă iubibilă. Adică simți că îl poți iubi. Simți că de asta îți poate fi drag. Dumnezeu îmi dă cea mai mare poruncă și eu vreau să pun altfel. Dumnezeu are multe dorințe, așteaptă multe de la mine. Cea mai mare dorință a lui Dumnezeu, e să-mi deschid ochii să văd cât e el de bun, de minunat, de frumos. Și dintr-o dată să zic, hei, te iubesc, îmi place de tine. Ce văd acolo, farme că inima mea, cucerește inima mea. Dacă așa de frumos ești, cum să nu te iubesc? Și Dumnezeu zice, acesta e cel mai mare lucru pe care l-am așteptat eu. Cel mai mare lucru pe care l-am dorit eu. Să te îndrăgostești de mine, să mă iubești cu toată inima, cu toată cu puterea, cu tot sufletul. Nu așa numai, dar așa pasionat să fii nebun după mine. Asta doresc. Am pus-o sub formă de poruncă. Dar eu știu că iubirea nu poate fi poruncită, iubirea nu poate fi poruncită, iubirea poate fi numai stârnită. Nu stârniți dragostea, spune în cântarea cânterilor, până nu vine singură. Cum vine dragostea? Dragostea vine când mă întâlnesc cu frumusețea. Când mă farmecă frumusețea. Dintr-o dată inima mea țârnește, inima mea înflorește, inima mea se deschide. Păi aceasta am vrut, aceasta am căutat, aceasta mi-am dorit. și la cortul lui David, tocmai asta se urmărește. Prin lăudarea lui Dumnezeu, adică prin descrierea lui Dumnezeu, să ajungem să vedem cât e de fermecător, de cuceritor. Și dintr-o să zicem, gata, inima mea e a lui. M-am îndrăgostit de el mai mult decât de orice în lumea aceasta. Cum devenim oameni buni? Punctul al doilea. Când m-am golit de mine însumi și m-am umplut de Dumnezeu, am devenit ceea ce Domnul Isus numește sărac în duh. Și Domnul Isus spune că am devenit fericit. Fericit de cei săraci în duh. Cum vine asta? Sărac în duh. Sărac în duh este opusul lui plin de sine omul bogat în Duh, între ghilimele bogat, e omul care zice, nimeni nu-i ca mine, eu sunt primul, eu sunt cel mai bun, cel mai grozav. Omul acela, plin de sine, e gol de Dumnezeu. Sinele e centrul ființei și nu poți fi plin de sine și să fii și plin de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să ocupe locul cel mai central, cel mai intim din om. Ferice de omul care a înțeles să se golească de sine și să se umple de Dumnezeu. Și de aceea, Domnul Iisus, cu altă ocazie, spune dacă vrea cineva să vină în școala mea să se lapede să se lepede de sine. Dacă vrei să vii în școala mea, care e școala bunătății, prima condiție e să te golești de tine însuți. Să zici aici trebuie să vină Dumnezeu, să mă umple Dumnezeu. Să mai adăugăm alt text care să coroboreze, să uh, Completeze ideea. Dumnezeu își spune adresa lui. Dacă vrei să știi unde locuiește Dumnezeu, te duci la Isaia 57 cu 15. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Acolo sunt eu. Ai prima mea adresă. În locuri înalte. În ceruri. În sfințenie. Dar mai am o adresă. Adresa mea cealaltă este omul cu duhul zdrobit, omul smerit. Omul care s-a golit de sine că a văzut ce urât e să fii plin de tine însuți. Să fii mândru, să fii arogant, să fii fanfaron. Și a zis, mie nu mai place asta. Le arunc pe toate astea deoparte și zic, Doamne, cum am putut eu să cred că Fericirea asta în a fi plin de sine însu. Renunț. Și când omul acela se smerește, și când omul acela se zdrobește, văzând ce urât a fost până acum, eu zic, aici vreau să locuiesc. Îmi mut reședința aici. Pe mine, Dumnezeu, mă găsește în locurile înalte și în sfințenie. Și apoi caută oamenii smeriți care au renunțat la sine. Aceea adresa mea a doua. Tot pentru a corobora, tot pentru a completa și a întări. Ne ducem la Romani, capitolul 1, unde Pavel interpretează evenimentul din Geneza 3. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților inadecvate ca să facă lucruri neîngăduite. În traducerea Cornilescu spune minții lor blestemate total ne, neconform cu originalul originalul e uh, cu totul altceva Adocimos, care înseamnă nepotrivit. Mintea lor nepotrivită pentru a decide ce e bine și ce e rău. Dumnezeu le-a spus: Lăsați problema aia a bineșurului și a răului în seama mea. Păstrați-mă pe mine în mintea voastră. Și vă spun eu cum să vă trăiți viața, ce e bine și ce e rău. Oamenii nu l-au păstrat în cunoașterea lor, în mintea lor. Au zis, nu mai trebuie Dumnezeu. Nu-l cred, n are intenții bune, mă pot călăuzi singur. Așa. Eu te las în voia minții tale, naive, copilărești, imature, incapabilă să discearnă cu adevărat binele și rău. Ca să vedeți unde veți ajunge cu această minte care fără de mine te duce numai la dezastru. Așa că, spune Pavel, imediat ei au făcut lucruri neîngăduite de Dumnezeu. Și acum Pavel, în continuare, ne dă radiografia răutății. E o extraordinară descriere. Astfel, când Dumnezeu i-a lăsat în voia minților inadecvate, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, curvie. Viclenie, lăcomie, răutate, invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste naturală neînduplecați, fără milă. Aici e toată radiografia răutății. Oamenii nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor, au spus, nu mai avem nevoie de Dumnezeu să ne spună ceva. Dumnezeu a spus foarte bine, vă las în voia minții voastre imature, ca să vedem unde vă duce. Iată la ce i-a dus. Iată ce se întâmplă cu omul golit de Dumnezeu. Soluția oferită de Apostolul Pavel vine imediat în Roman 2 cu Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la schimbarea felului de a gândi? Tradus de coronescu, te îndeamnă la pocăință cuvântul e meta noia, noia, noima, noema, e gândirea, meta noia, trecerea la un alt fel de gândire. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să schimbi felul de a gândi? Cum să mi-l schimb? Te duci înapoi să-L păstrezi pe Dumnezeu în gândirea ta, în cunoașterea ta. Să-L lași pe Dumnezeu să spună ce e bine și ce e rău. Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu, cu toate că tu ai ajuns în cumplită răutate, bunătatea lui Dumnezeu zice, îți mai dau o șansă, mă mai revelez odată ție vreau să mă mai cunoști odată ca bunătate absolută, bunăvoință, amabilitate. Uită-te, deschideți ochii. Schimbă-ți ideea că singur te poți guverna. Bunătatea mea te invită înapoi, dar tu trebuie să-ți schimbi felul de a gândi. Și trebuie să zici, îmi pare rău că m-am golit de Dumnezeu. Vreau să mă umplu din nou de Dumnezeu. Aplicație, la început omul l-a cunoscut pe Dumnezeu ca bun și binevoitor și i s-a subordonat lui. După geneza 3, nu s-a mai încrezut în bunătatea lui Dumnezeu, ci și-a luat soarta în propriile sale mâini astfel s-a golit de Dumnezeu și s-a umplut de răutate. Soluția? Să accepte din nou în cunoașterea lui, în gândirea lui, că Dumnezeu este bun și binevoitor. Și să vină înapoi sub autoritatea lui. Aceasta este metanoia, pocăința, adică schimbarea felului de a gândi și de a fi. Observați cum toate, de la Moise, la David, la Isaia, la Domnul Isus, la Apostolul Pavel, observați cum toate merg pe aceeași linie, e uimitor cum atât diagnosticul îl găsim și la Moise, și la David, și la Isaia, și la Domnul Isus, și la Apostolul Pavel, cât și soluția soluția ai în bunătatea extraordinară a lui Dumnezeu care îmi zice, vin înapoi. Asta e tot, să mă cunoști din nou, să mă dorești din nou și să zici, îmi pare rău că am plecat de aici, vin înapoi. Reiau ca să vedem de la toți, modelul în inițial este Moise. În 33, Moise a cerut vreau să te cunosc. Arată-mi slava ta. Foarte bine, Moise. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, toată bunătatea mea. Te lasă mă cunoști ca bunătate. Moise nu numai că a văzut dintr-o dată bunătatea lui Dumnezeu, dar a stat 40 de zile, s-a scăldat în acea bunătate. A fost așa de imprimat de acea bunătate, cineva a zis, a fost marinat în bunătatea lui Dumnezeu. Gospodinele, știu ce e asta, dar mi-a plăcut curajul acelui om de a folosi metafora asta. Și când lui Moise i-a strălucit fața, pentru că l-a umplut prezența lui Dumnezeu, el a reexclamat: Ia ne în stăpânirea ta! Dacă așa ești, te vreau să-mi fii stăpân. Nu e asta reacția cea mai logică din lume? Dacă așa ești, s-a terminat cu dorința mea de a mai fi eu Dumnezeu. Tu să-mi fii Dumnezeu. Consecințele au fost două. Prima, că i-a strălucit fața. Venea de pe Munte și oamenii dintr-o dată s-au speriat și s-au îngrozit ce cu Moise de strălucește fața așa? Îi strălucea fața de bunătate. Și mai târziu a ajuns să vadă că e cel mai blând om de pe pământ. Moise a fost totalmente transformat în această uh, scăldare în bunătatea lui Dumnezeu. Soluția și pentru noi este aceasta. Dacă vrem să fim buni, asta e rețeta.